Spun părinților de fiecare dată că gelozia este foarte normală. Noi o privim ca pe ceva greșit și vrem să o eradicăm și spunem copiilor, dar trebuie să-ți iubești sora. Nu trebuie. Chiar nu trebuie. Și când părinții aud, cum adică nu trebuie? Nu, chiar nu trebuie. Există părinți, există copii care își iubesc foarte mult frații sau surorile, indiferent dacă sunt mai mari sau mai mici, alții care se resping de la început și se resping toată viața, alții care se resping la început și învață să se iubească. Dinamica dintre doi oameni este unică și faptul că s-au născut acești doi oameni în aceeași familie nu înseamnă că trebuie să se iubească. Este doleanța noastră categoric și până la urmă durerea cea mai mare a părinților, pe care o înțeleg foarte bine, este aceea că unul dintre motivele pentru care au ales să mai facă un copil este pentru primul, așa-i? Ca să aibă un frate, dar da, să aibă pe cineva. Exact. Dar cu cât împingem mai mult în această iubire, cu atât e posibil ca cel care respinge copilul mai mare, mai mic, cazul băiețelului de 6 ani, care o respinge pe Rebecca, cu atât acela ar putea să-și respingă mai tare sora. Ceea ce ne dorim este, până la urmă, o relație respectuoasă, care să nu se lase cu împingeri, cu mușcături sau cu respingeri fizice sau lovituri. Un alt lucru care ajută foarte, foarte mult la disiparea geloziei este un exercițiu pe care l-am învățat de mulți ani, exercițiul mânărilor. Pentru că ce înțeleg copiii? Asta e foarte interesant. Copiii cred că iubirea este un sac din care iei bucăți și s-a terminat iubirea. Deci, dacă a mai apărut cineva în viața noastră, o soră sau un frate, am mai luat o bucată din iubire, eu am mai puțină și trebuie să mă lupt pentru ea. Pentru că asta ține de supraviețuire. Gelozia este din acele sentimente atavice pe care le avem, care ne ajută la supraviețuire. Pentru că înainte se nășteau mulți copii într-o familie și trebuiau să se lupte unul cu celălalt pentru resurse. Era o problemă și de hrană înainte. Acum nu mai este o problemă de hrană. Este o problemă cu iubirea și cu timpul. De fapt, timpul, nu iubirea. Și ce putem noi face pentru a-i ajuta pe copii să înțeleagă că iubirea nu este un sac din care luăm bucăți și se termină, este să aprindem o lumânare și spunem copilului, uite, această lumânare este iubirea mea, ca mamă. Și uite, mai luăm o lumânare și această lumânare ești tu. Și tu când te-ai născut, uite, te-am aprins pe tine și ți-am dat viață și ți-am dat iubire și eu o ard în continuare și ardem împreună. Și uite, s-a născut și sora ta sau fratele tău și i-am dat și lui viață și aprindem și a treia lumânare și iubire și noi ardem în continuare. Iubirea nu s-a terminat. Și uite, mai este o lumânare care este tati și uite, mai avem o lumânare care e bunica și bona și toată lumea din familie. Și ce vede copilul în acest exemplu este că nu numai că nu s-a terminat iubirea, e din ce mai multă. Da, frumos, și e multă lumină și este multă căldură. Și ce metaforă vizuală și pe înțelesul copiilor, da, frumos. Chiar frumos. Dacă aș fi avut 2 copii, asta făceam.